Așa, la megapolis, la piscină, dacă vii, dai peste lățoși ăștia. Dar păi periculos. Ce fel de servicii sunt astea? Oh, o, stai, că nu-s numai 3. Și au etichetă. Adică primăria îi duce evidență. Mă înțămâși și bada proste. Dar e periculos. Vin părinți cu copii, poate și persoane cu dizabilități. Poate și vin unii cu bicicleta ca mine. Ce fel de smart city ăsta cu câini? Ura, băi! Ura! Nu! Nu! O să ajungeți la necropo! Ostru nu e aici! Cel-ai legat, Matic! Dar latră și el! Are cușcă acolo! Numai unul e legat, dar ăștia la alți 4 sunt liberi! Și periculoși, potențial periculoși! Transmit virus, sperie oameni, pasă moște. Nu mai zic că aici avem ambrozie pe margine, oho! Halal primărie și halal grijă. Cu ambrozie pe margine. La Megapolis Mall. Și la piscine. La stație de transport public. Acolo e și un colegiu. Și în vale și noua arena, ia uite. Chiar pe margine ambrozii. Care mâine, poi mâine, o să facă polen. Foarte nociv, toxic. Alergic, periculos. Cel mai important e că e interzis de lege. Și aici e spațiu public, primăria răspunde de ambrozia asta. Și de câini. Sau dacă acolo e activitate privată, primăria trebuie să le ceară să scape de câini. Eu să zic că nu-i pe teritoriul lor, să vină să-i prind afară. Tot primăria. Că altfel nu justifică salariile. Degeaba îți duce la lucru ce bani și mimează activitatea intensă. Dacă vedem ce efect. Aproape de zero. Aici e junglă. Și acolo e trotuar pentru pietoni, că altfel nu au pietoni pe unde să meargă. Halal și rușine, demisia.